Nu cred. De ce trebuie să stai? Păi nu, iubire, trebuie să stai liniu. Eu un an în locul ei aș vrea să stau liniștită. N-avem ce să-i facem. Ce o să-i facem? Să-i mângâiem? O să mângâiem pe spate și să-i spună să nu plângă? N-are cum să nu plângă. De seama, în momentele astea trebuie să se descarce. Nu trebuie să fim decât atente să mănânce, să... Asta. Dar ca să nu plângă, e asta imposibil. Familia ei a... familia lui. Mare, liniștește, încearcă să te liniștești. Te liniștești un pic, vrei să cer unul de ăla? Poate sâmbătă te scoate și pe tine acasă, dacă i-a scos pe ei doi. Gândește pozitiv. Ia și pe asta. Îți faci bine. Tăi nu plânge, acum și gândește pozitiv. Poate sâmbătă te scoate și pe tine. Și atunci ați plecat toți trei. Ia și bea încet, încet. Nu te grăbi, bea așa încet câte o gură și așteaptă până sâmbătă curinul pe acum că poate pleca toți trei. Că dacă ai zis că aflăm sâmbătă răspuns, să dai seama că îi țin în țară până sâmbătă. Nu, a spus că sâmbătă... Veți afla... Veți afla da. În reală. Păi și îți dai seama că îi aduce, nu? O să-i aduc, o să-i aduc așa cum l-a adus pe Robert atunci. Nu, o să mai e și Robert când a sărit gardul, l-a adus. Că și cu Robert tot așa s-a întâmplat. Și cu toți cei care au fost. Dar poate te lasă și pe tine sâmbătă să pleci. Nu, dar a spus că a fost decizia lor. A fost decizia așa lor? De unde știi că așa a spus? Păi mi-a spus atunci. I-a spus, iubirea a vorbit. Nu vor mai fi concurenți și am întrebat de ce. Mi-a și o explicație că asta a fost decizia lor. A, tu ai vorbit? Da. Atâta, ei nu... Atât, n-au vorbit mai multe. Nu am spus nimic, am spus că nu pot să-mi dau o explicație, nu îmi spun de ce, voi afla sâmbătă. Dar i-au spus că nu mai sunt concurenți și că a fost decizia lor. A, eu fi întrebat dacă vor să plece. Eu fi zis că da. Nu vorbise nimic, ai... Păi, dar poate nici... Nimic, ai clarificat, adică nu... Lasă-mă, că n-a murit sau așa, sau a pățit ceva. Nu, Cori, mai ales dacă a fost decizia lor, adică și dacă n-ar fi fost, sunt obligați să vină. Și sâmbătă cu siguranță o să vină. Sâmbătă vorbiți, nu? Că nu pleacă așa. Stai liniștită, că sâmbătă o să vină. Ai răbdare. O să fie, adică o să vedeți ce se întâmple. O să hotărâți sâmbătă o să vorbiți. Ai răbdare, acum asta e, n-ai ce să faci. Probabil că o să-i lase în casă ca și pe restul? Nu, nu o să lase să intre în casă, dar o să lase ea noi, o să că ducă. La Robert era singur, nu avea cuplu, nu avea de la tine, e altceva, nu e chiar așa. Nu e chiar așa, o să te las. Acum n-au putut să spună că poate n-a, știi, la nervi sau la supărare ai fi zis ceva și nu poate să riște cu asta.
Poate să te lasă și pe tine să pleci. Dacă i-a lăsat pe ei, dacă ai zis că aia a fost decizia lor, poate să ai și tu decizia asta să vrei să pleci. Că dacă la unii se poate, trebuie să se poată la toți. Asta e, acum nu ai decât să te încarci cu multă răbdare, multă putere. Da, ce răbdare până sâmbătă mai e astăzi, da, iar și mâine seara. Ziua asta gata, s-a dus deja, e 11 ceasul. Te pui la somn ca să nu te mai gândești. Și mâine treci toată ziua repede cu emisiuni. Și sâmbătă aia. Asta am e, corică, nu e mult până sâmbătă. Și ești o față puternică, ai trecut până atâta de la începutul competiției. N-ai domn să știi până sâmbătă ce s-a întâmplat dacă da, nu ți-au luat detalii. Dar cine știe, poate ei acum sunt bine și sunt fericiți că au plecat dacă a fost decizia lor. Deci, încearcă să te gândești. A fost decizia lor, înseamnă că ei sunt bine, nu trebuie să s-o ajungi. Și dai seama, și dacă ești să pleci, tu vei fi următoarea eliminată dacă nu te lasă să pleci, că la nominalizări te punem toți, toată lumea o să te voteze să pleci, că doar și lumea o să înțeleagă, dacă vrei să pleci, și gata. Poate sâmbătă, acum, de exemplu, stau nominalizări și sâmbătă viitoare pleci. Poate sunt și eliminat direct, n-ai de unde să știi. Păi. Oricum, nu-ți fac griji că cu siguranță s-au gândit ei, dacă au zis că vrem să plecăm și au luat ei hotărârea asta, s-au gândit și la tine ce trebuie să faceți. Dar e până sâmbătă. Oricum, toată casa e de partea ta și o să te ajută cu sâmbătă. E rău că nu l-a lăsat acum să intre în casă 5 minute măcar, să fi vorbit cu Corina, explica și o lasă și pe ea până sâmbătă. E o pastilă pentru cap ceva? Nu, lasă, nu se înfunde cu pastilă, să bea magneziul ăla. Poate se întâmplă cu un motiv, Cor. Poate așa e mai bine. Trebuie să... Asta e momentul și pentru ea că nu poate să vorbească bine până sâmbătă. E, lasă-mă, i-a fost tot ceartă, dar nu v-ați despărțit. A, Doamne, dar la și ne... Și asta a fost coincidența să fie, să fiți certați când s-a întâmplat astăzi. Nu, Cori. Cori, trebuie să-l înțelegi. El, n-ai văzut, ori de câte ori trecea printr-o depresie, vrea să stea singur, să răcea. Dar asta nu înseamnă că nu te iubește și că gata, sarcifează de tine. Așa este el mai închis. Și când erați voi certați cu noi, vorbea el, de exemplu, el n-a vorbit cu nimeni toată ziua în casă. Asta înseamnă că e într-o depresie, nu s-a simțit bine. N-a scos un cuvânt cu nimeni. La 5 dimineața el stătea în curte, stătea pe bancă în curte, singur. Cu geaca pe el și fuma într-una, fuma două țigări odată. Deci nu era că s-a răcit de tine. S-a răcit de toată lumea, dar nu de tine ca dragoste sau așa, pur și simplu. Nu mai suporta. N-ai văzut, orice jignire ți s-a ducea ție sau lui mama lui, era gata. El nu știe să-ți ia apărarea, dar el se închide în el și strânge mai multe. Nu că nu știe, mă, să ia apărarea. Nu, nu e poate, genul, nu e genul ăla să apuce la ceartă, la comentarii, la critici, să comenteze, să explice, să... El pur și simplu ne-a văzut, lua la mișto tot. Eu că el nu s-a supărat când zicea cineva de el, când zicea de Corina sau de doamna Ilona, atunci s-a supărat. Nu te gândi acum că gata, nu să mai vorbi sau cine știe ce să se întâmple, pleacă, nu pleacă niciunde, acum sunt la hotel. Sâmbătă o să fie chemați. Zici-mă că-s la hotel. Nu-i lasă să plece, sunt obligat să vină sâmbătă în gală. Nu-ți fă grijă în privința lor că... Nu poți să faci nimic acum, mai decât trebuie să aștepți. Da, bine că au vorbit măcar cei din conducere cu tine și s-au spus două cuvinte acolo. E bine da, că eu... Vreo... E bine că i-a spus că a fost decizia lor, știi? Da, să vorbesc ei. Dar ce, tot vorbeai singură și nu-ți vreau să păi da, tot încercam, ziceam că vreau să vorbesc și eu cu producătorul. Nimic, după aceea am primit mesajul când a spus voi de baterii. S-ar fi gândit și ei. Nu, dacă n-aveam la valiera închisă, nu. E bine că ți-au spus că a fost decizia lui. E mai bine așa. Mai bine să hotărăști tu decât să te descalifici cineva. E mult mai bine. Da.